Autoritățile locale din Țicleni vor să facă un cămin pentru bătrâni. Primarul Radu Constantin spune că se impune așa ceva în zonă, deoarece sunt multe persoane în vârstă care sunt singure. Primarul orașului Țicleni spune că a preluat de la Petrom două clădiri. În una dintre ele se va face poliția locală, iar în cealaltă clădire, care este mai mare, se va face un cămin pentru bătrâni. Vreau să vă aduc la cunoștință că s-a început demararea cu documentele la Petrom pentru preluarea a două clădiri, cantina Petromului și birourile foste GPS-ul peste drum de cantină, unde vrem să facem un birou pentru poliția locală, să monitorizăm tot orașul cu camere video, să stea un om în permanență acolo, să fie orașul în siguranță. Această cantină are lift, are dotată cu un beci, cu cameră frigorifică și vrem să o transformăm într-un cămin de bătrâni, unde toți locuitorii orașului care au copiii plecați și n-are cine să-i îngrijească, îi vom primi aici în acest cămin. Clădirea preluată va intra în reabilitare pentru a putea să îndeplinească toate normele necesare realizării unui cămin cultural. Vom face medico-social cu angajați, doctori, asistenți, bucătari și tot ce trebuie pentru a funcționa în bune condiții. Da, un cămin de bătrâni chiar este binevenit la nivelul județului Gorj. Avem mari probleme, cele care sunt la capacitate maximă. Bine. În momentul preluării acestei cantine voi și demara proiectarea și după aceea reabilitarea acestei cantine, că trebuie niște modificări cu camere, băi, dușuri, să nu avem probleme la autorizarea acestui cămin de bătrâni. La nivelul județului Gorj sunt puține cămine de bătrâni, iar cele care sunt nu mai au locuri libere. Cei care au căutat un loc pentru părintele lor spun că sunt prea puține locuri în aceste locații. Și mai dificil este că o populație tot mai îmbătrânită și cu probleme serioase de sănătate, cum ar fi bolile Alzheimer și Parkinson, nu își găsesc un loc într-un astfel de cămin.